Prieteni, mereu este un smartphone ideal pentru review. El are cifre multe, toate foarte impresionante și cele care, din diferite motive, tu ai să le cumperi. Și dacă verifici lista de dispozitive sau lista de oferte disponibile astăzi, găsești acolo așa un dispozitiv ca Galaxy S20 FE Fun Edition, care în segmentul său de parametri pentru finalul anului 2020 devine unul dintre cele mai avantajoase dispozitive. Așa că hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru care trebuie explicat e ce de fapt este acest S20 FE sau mai exact sufixul FE. Samsung spune despre faptul că este același S20, dar mai accesibil, diferența poate ajunge chiar și până la 200 de euro, și creat numai în baza recenziilor utilizatorilor. Eu o să-mi permit să reformulez, FE este dispozitiv unde s-a economisit în producție, dar bazându-se numai pe ce are nevoie un utilizator sau marea majoritate. Și pentru că în final ăsta este un S20, dar mai accesibil, evident pe ceva s-a economisit. Așa că eu astăzi am să zic doar despre acele lucruri care sunt diferite decât pe S20 cel clasic. Autonomia, sunetul stereo, wireless charge, încărcare reversibilă, certificare IP68, toate, absolut toate sunt și aici. Așa că astăzi doar despre acele lucruri care au permis un preț atât de mic, iar tu la final vei înțelege cât de importante sunt acestea pentru tine și cum ele vor influența experiența ta de utilizare cu el. Mereu când e despre top pentru bani puțini, are de suferit construcția și, evident, S20 FE nu este o excepție, pe spate noi avem plastic. Dar eu mereu sunt critic la acest capitol și să zic că acum mie asta îmi place, eu zic că nu ar fi corect. Dar tu ai alternativă, ai nevoie de performanță și materiale premium, ai S20 Classic, ai nevoie numai de performanță, ai FE. Dacă asta influențează prețul, de ce nu? Într-un final, contează cum este asamblat și faptul că aici a rămas și certificarea IP68 și sunetul stereo. Eu idei n-am dacă sunetul stereo are vreo tangență cu construcția, dar el e aici. Trecem la display. Constructiv aici sunt trei momente diferite și dacă plasticul nu influențează cu nimic experiența ta, aici totuși sunt câteva schimbări despre care trebuie să cunoști. Primul moment, ecranul de aici e Super AMOLED în loc de Dynamic AMOLED cum e pe cel clasic, dar cei 120 Hz au rămas și aici. Și diferența pe care eu am observat-o este în nivelul maxim de luminozitate. Au fost momente când pe acesta eu am avut nevoie de ceva mai mult. Încă un lucru care a permis să reducă din costuri este ecranul plat. Acesta este mai ieftin în producție, ăsta deja este avantaj pentru Samsung, iar pentru utilizatori, mai corect ar fi spus pentru unii, eu de exemplu sunt foarte indiferent la acest capitol, este și mai comod. Într-adevăr, minimizezi la maxim apăsările întâmplătoare. Și al treilea punct legat de display este sticla de protecție. Aici avem Gorilla Glass 3, pe varianta clasică avem Gorilla Glass 5 și diferența între aceste două, pe lângă preț, evident, Gorilla Glass 5 este cu mult mai scumpă, dar a 5-a generație este mult mai rezistentă la căzături. Anume pe acest lucru s-a pus foarte mare accent, cât despre zgârieturi. Ambele sunt la fel, așa că în cazul în care el va cădea jos, riscul că el se va defecta va fi mai mare decât pe varianta clasică. Foarte simplu. Partea tehnică. Ea practic nu a fost atinsă deloc, adică ea chiar nu a fost atinsă deloc, dar mie foarte mult mi-a plăcut cum a făcut ea anul ăsta divizarea, sau divizarea anume pentru modelul ăsta. Dacă alegi varianta cu 4G, ai Exynos 990, dacă varianta cu 5G, atunci ai Snapdragon 865, adică nu este acea divizare Statele Unite, China și tot restul lumii. În cazul în care tu ai în țara ta 5G, șansele că tu vei găsi unul cu Snapdragon sunt foarte mari. Dar am eu o întrebare și chiar vreau să aflu părerea ta sinceră. Eu nu am să neg acum că Snapdragon este mai rău sau același
decât Exynos 990. Destul de multe teste vorbesc despre faptul că celălalt este mai performant, cu puțin, dar este, nu se încălzește atât de mult, Exynos, de exemplu, este mai bun la partea de autonomie. Ce vreau să știu eu, luând în calcul cum tu utilizezi telefonul tău, aplicațiile pe care tu le pornești, setările la care tu le pornești, cât timp tu îl utilizezi pe parcursul unei zile, cu ce este mai rău Exynos? Pentru că eu personal nu văd o diferență. Aceleași aplicații rulează la setări similare, diferența de autonomie, ok, probabil ea este, în cazul S20, varianta clasică, la mine a fost de vreo 5%, adică într-un final de vreo 30 de minute, dacă luăm la general pe o singură zi, așa că scrie în comentarii de ce pentru tine ar fi mai interesant Snapdragon, în cazul în care el chiar este mai interesant. Camera. Senzorul principal de aici și cel de pe varianta clasică sunt identici, 12 megapixeli cu f1.8. Diferit este doar senzorul telefoto. Din acei 64 de megapixeli de pe varianta clasică au rămas doar 8 megapixeli, însă interesant este că zoomul de 30x, evident cel digital, a rămas. Și iată diferențele dintre două imagini făcute cu zoom. Eu zic că diferența este și deja senzorul cu unghi ultra-larg a rămas și el la fel. Deci, rezultă că diferența este doar la parte de zoom, restul rămâne similar, dar deja camera frontală, din contră, pe FE este mai interesantă, tu vei avea practic de vreo 3 ori mai multe detalii. 10 megapixeli erau pe S20 cel clasic și deja 32 pe FE. Pentru mine, în general, contează un singur lucru, că a rămas stabilizare optică. Vorbesc despre camera principală. Deci, recapitulăm. Diferit între S20 FE și varianta clasică este spatele din plastic și ecranul. Evident, tu scrie în comentarii cât de importante sunt aceste două pentru tine. Părerea mea personală este următoarea. Ecranul nu mă deranjează deloc, spatele din plastic nu mă deranjează pentru că este alternativă, dar eu personal prefer sticla. Din avantaje, deja este camera frontală și diferența mare de preț. Eu la momentul actual cunosc prețul pentru 6 GB memorie operativă pe FE și 8 GB memorie operativă pe varianta clasică și diferența este de 200 de euro. Toate restul, autonomia, certificarea IP68, camera, evident vorbesc despre cea de bază, wireless charge, sunetul stereo, toate au rămas la același nivel. Și încă un lucru am să adaug, gama de culori disponibilă pentru FE 2020 este diferită și puțin mai bogată. Și iată ce vreau să zic eu în concluzie. Există un nivel maxim de performanță pe care ți-l oferă S20 și există un nivel maxim de cerințe din partea ta ca utilizator care tu îl ai față de un smartphone în general. Păi iată, FE este între aceste două. Next Level You.